Un om cald, cu un zâmbet cald, ce ne aștepta în pragul căminului său. Nu știa că urma să îi facem o vizită, iar când am intrat pe ușa casei lui, am văzut o curățenie exemplară. Domnul Anton nu are pe nimeni care să îi fie sprijin, doar pe voi, cei care în fiecare lună îi oferiți o bucată din pâinea voastră. Salutare, prieteni! Am ajuns astăzi în Zimnicele, în județul Telorman, acasă la Anton. El are 68 de ani și suferă de o boală de tulburare de personalitate, însă este un om care are nevoie de ajutorul nostru pentru că este singur și trăiește practic doar dintr-o pensie de handicap de 378 de lei, dacă mi-aduc bine aminte. De aceea, fără implicarea noastră, fără ajutorul nostru, Anton nu ar putea avea alimentele lună de lună, nu ar putea avea lemnele de foc pentru căldură și tot ce el mai are nevoie, pentru că, dincolo de probleme de sănătate, Anton este un om foarte harnic și foarte curat. Astăzi nu știa că noi venim aici pentru că nu are telefon. Am intrat în curte, o curte exemplar de curată, o casă mică, sărăcăcioasă, dar exemplar de curată. Și am rămas uimit și apreciez foarte mult atunci când un om este atât de curat, așa cum am văzut astăzi, cum mai rar văd în astfel de situații. Dragii mei, cu această ocazie vreau să vă mulțumesc pentru implicarea dumneavoastră pentru Anton, pentru că îl ajutăm de mai bine de un an de zile, cu lemne de foc, cu alimente lună de lună și am cumpărat și un frigider. El nu-și poate găti foarte multă mâncare pentru că nu știe să facă lucrul acesta, dar a avut nevoie și de un frigider pentru că atât cât gătește să poată să își pună hrana la frigider. Pentru fiecare donație pe care ați făcut-o pentru Anton, eu vreau să vă mulțumesc și vă rog să fiți alături în continuare de el, pentru că fără ajutorul nostru nu s-ar putea descurca. Vă mulțumim foarte mult!